Judo este unul dintre sporturile din Slatina care aduc orașului rezultate de excepție. În weekend, la Timișoara s-a desfășurat competiția internațională de judo Cupa Constantin Ali Bogdan pentru copii și veterani. Peste 500 de sportivi din România, Basarabia, Serbia și Ungaria au luat parte la concurs, iar printre aceștia s-a numărat și slătineanul Adrian Belu, care a urcat pe prima treaptă a podiumului. Am participat în cadrul Asociației Sportive Falk Slatina cu Belu Adrian, care a ieșit locul întâi la categoria 90 de kg M3. Este un sportiv longeviv, s-a bătut și la naționale anul ăsta, este în primii 7 pe țară la campionate naționale de judo. Peste 2 săptămâni se bate Belu Adrian și la campionatul național de senior, de veterani, care va avea loc în București la Izvoran. Eu sper că iese campion și la naționalele de veterani și pe viitor vrea să participe anul viitor la campionatele europene și mondiale de veterani. Cu noi medalii s-au întors și juniorii. Recent ei au fost la o competiție națională care s-a desfășurat la Strehaia. Țin să evidențiez că la juniori pe Popescu Adrian la 73 de kilograme, care a ieșit locul întâi, și Bocai Roxana la feminin, tot la juniori, locul întâi, la categoria 56 de kilograme. Iar la copii vreau să evidențiez pe Niță David la categoria 27 de kilograme, obținând tot locul întâi, și Popescu Bogdan la categoria 66 de kilograme, care a obținut locul întâi. Pentru 4 dintre micuții judoca din Slatina urmează Cupa Internațională, competiție găzduită de Drobeta Turnu Severin. Iulian Mirică, antrenorul acestora, speră ca la sfârșitul competiției slătinenii să urce pe prima treaptă a podiumului.